De noi, un om fabulos, care sunt convins că o să vă placă și este, cum spuneam ceva mai devreme, un prieten al nostru, nimeni altul decât Alexandru Arșinel. Dăm așa noroc acum, nu? Așa, da. Așa să fie. O perioadă destul de dificilă și mă bucur că suntem împreună astăzi aici. Mă bucur că te-am prins, înțelegi? Că te-am mai prins. Nu pot să cred, de ce? Da. Sună așa foarte apăsător. Eu știu, ne apasă tot ce e în jur. Și nu știi de unde te pândește și te pălește. Ați avut momente în care v-ați gândit la chestia asta că vă pălește și vă lovește ferească Dumnezeu? Da, am avut. Am avut mai ales după ce am făcut vaccinurile și a trebuit să mă internez într-un spital de primă calitate. Și am văzut că nu mai ies de acolo. Asta s-a întâmplat când trec săptămânile la Matei Balș, ați fost, Matei Balș, 3 săptămâni a stat și ați avut și vaccinul făcut. Dacă nu aveați vaccinul, ce se întâmpla? Ferească Dumnezeu. Puteam să fac băca. Adică să... Ok, nu pronunțăm cuvintele astea aici în emisiune. Nu, astea se murmură, se... Măi, tu poți să realizezi, m-am întâlnit cu prietenul nostru care l-am îngropat alaltă ieri și nu puteam să cred că Pino o să dispară așa repede, deodată. Nu puteam să cred. Mai ales eu cu el eram un pic așa în schimburi de discuții, de vorbe, destul... Domnul Caramitru, director la Teatrul Național, dumneavoastră mult timp la Teatrul Constantin Tănase. Dar ne-am ajutat foarte mult cu funcțiile respective, adică de multe ori am intervenit în interesul unor probleme ale teatrului. Și când ați văzut și ați citit știrile astea, uite, Ion Caramitru, Ivan Pațanchin. Ivan Pațanchin întâi, cu care fusesem acum 2 ani de zile, fusesem la Timișoara la o mare expoziție a unui mare pictor. Înțelegi? Povestea mai devreme... Și am venit cu el în avion și am discutat foarte multe lucruri din amintirile lui și am terminat, bineînțeles, cu ciorba lui de pește. I-a zis, unde o găsești? O găsești la piața de flori, te duci acolo, la cutare vorbești de mine și mănânci tot ciorbă ca lumea de pește. Și deodată aud Pațanchin și zic, Doamne, ce se întâmplă? Chiar așa ne ia pe toți, pe nevăzutele, pe... Și nu termină bine ideea și zice, a murit marele nostru actor, Ion Caramitru. Am rămas înțepenit. Da, și mai înainte, exact cum povesteam, draga Olteanu... Nici nu terminasem bine cu draga. Cu Tamara. Tamara, exact. Cu Tamara. Cu Dichiseanu. Maestru Ion Dichiseanu. Și hai să ne oprim. Deocamdată. Momente grele și dificile, așa, și mai ales când, pentru dumneavoastră... Lovituri sub centură. Oamenii ăștia au fost mai mult decât actori, au fost colegi, prieteni, atâția ani de actorie, Peste 50 de ani de teatru împreună. Practic, o a doua familie. O a doua familie, dacă nu chiar prima. Exact. Da. Prima fiindu-ne publicul ăsta românesc. Mulți dintre ei, multe generații, 2-3 generații am întâlnit, am jucat pentru ele. Na. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră sunteți ok cu sănătatea? Mă îngrijorasem, citisem că la final de august iarăși ați fost pentru nu știu ce investigații și nu descopereați unde e problema. Nici n-am descoperit-o. Poate e mai bine să nu o descoperiți. Da. Să se ducă. Da. Trebuie să ajung la domn profesor Mihail Țan cu plămânii să mă mai vad odată. Eu n-am știut că... Asta după COVID, nu? V-a afectat da, după COVID-ul ăsta nenorocit îți vizitează plămânii. Mai ales că am fost
bine întotdeauna cu plămâni și nu numai cu plămâni. Păi poate știți cum a ajutat chestia asta, că ați fost bine cu plămâni și cu tot, cu sănătatea și a ajutat să treceți mai ușor de problemele astea. Eu tot așa am sperat. Toată viața am avut câteva întâlniri rele, rele, și transplantul de rinic și transplant de coloană la coloană, o vertebră și adică și dar n-am cedat niciodată, nu m-am descurajat niciodată. Vreau să spun că chiar le-am trecut, nu cu ușurință, dar le-am trecut efectiv cu ajutorul lui Dumnezeu. Asta COVID-ul ăsta a fost curvă mult prea mare. O curvă ordinară. Era, de-aia probabil a și fost lansat. I-au dat drumul în libertate ca să chinuiască Mapamondo. N-au fost corecți. Din păcate, multă lume n-au fost corecți. A avut de suferit și mulți oameni au și pierit din cauza acestui virus. N-au fost corecți. Au aruncat molima între oameni ca să-i chinuiască, nu să le facă o bucurie. Pentru că asta e mână criminală care a fost băgată. A avut și soția în perioada când ați fost internat? Da. Ia o formă mai ușoară ceva. Pentru că făcuse vaccinul. Eu am făcut vaccinul, dar la mine s-a bătut și se bate încă în cap. Cu medicamentația, cu tratamentul pentru transplant. Ce e bun la transplant nu e bun la COVID și invers. Și atunci suport unele consecințe. Am înțeles. Mă uitam astăzi venind, știam că veniți la emisiune și am povestit și de dimineață la telefon și mi-ați spus că vă aduceți aminte un moment când aici la emisiune nepoții au fost invitați. Și au crescut, când povesteam acum mai devreme, că au crescut 16 ani, clasa 6, trece repede timpul. Mi-aduc aminte de momentul în care erau toți Rareș, Maria și cu Adrian. Și tu i-ai întrebat, zice, da, ce părere aveți voi despre bunicul vostru? Da. Și toți au răspuns spunând, e genial. Și de când știi tu treaba asta? De când m-am născut? Și tot atunci ziceau că mai și sfărăiți, nu știu dacă s-au mai schimbat lucrurile între timp. Cam niște imagini, să știți, imaginile astea au rămas. Ia priviți-le. Ia să vedeți. Înainte de a-l chema pe bunicul vostru care este celebru, vreau să-l descriem puțin, dar fără să-i dați numele, da? Vreau să vedem dacă cei de acasă ghicesc. Spune-mi, sfărăie noaptea. Da. Deci sfore, bunicul care va veni în direct primul sfore. Sfore tare? Nu știu. Da. Așa, nu? Stai, dăm un microfon și pentru el. Salut, în primul rând, cine ești tu? Rareș Arșine. Nu trebuia să spui numele! Rareș, doar atât, da? Rareș, atât, da? Nu s-a auzit celălalt nume, da? No. Perfect. Rareș, cum e bunicul tău? Cântă în casă? Nu. Nu cântă? Nu cântă. Dar ce face? Cum descrie-l tu așa în câteva cuvinte? Cum e? Sfore? Da. Sfore tare? Da. Sfore tare, tare, de nu mai poți să auzi? Da. Deci sfore de se cutremură casa, da? Da. Dar e un bunic bun, e de treabă, îți cumpără ciocolată? Maria, descrie-l și tu pe bunicul tău în câteva cuvinte. Eu l-aș descrie printr-un singur cuvânt, adică este foarte mărimimos și știu că de când eram mică a avut mare grijă de mine. Da? Adică îți cânta, te legăna, te plimba în parc? Nici chiar așa, dar în principiu cânta melodii frumoase despre toți trei. Imaginile de atunci și poveștile în care așa vă vedeau nepoții. Da. Își aduc aminte că aveați cântece despre toți trei. Le aveți întotdeauna pregătite. Întotdeauna. Au crescut. Au crescut. Mânca iar tata. Ce plăcere mi-ai făcut. Nu? Te rog eu frumos.
Adică mai fă-mi și o plăcere, nu m-am mai întrebat de COVID-ul ăla. Dar asta e o plăcere, da. V-a plăcut, nu? Da. Acum, adevărul, când te uiți așa la mine, nu prea-ți vine să-mi spui lucruri frumoase. De ce? Da, am vreau îmbătrânit. Zic, nu, ați îmbătrânit, aveți 82 de ani, mulți înainte, da. 53 de ani de căsătorie, da. Și aveți zâmbetul pe buze și vreau să vă zic ceva. Avem un prieten, a venit să ude florile, l-am văzut ceva mai devreme. E Magi Tot, actor, a terminat teatru. Măgilă, prietenul nostru. Eu venisem să ud florile, da. Florile astea de plastică și le trebuie scodate. Exact. Că fiind actor, mă prefac că le să ud. Să nu scape. Nu, pot să merg lângă dumnealui. Da. Am venit cu Ghiozdanu că a început școala și din respect pentru toți copiii care vor căra tone întregi. Și eu sunt actor, vreau să vă spun. Are o poveste pe care, da. Mie când mi-a zis-o Andrei, da. Așa îl cheamă, ceva mai devreme, Magi Tot, Marius mai devreme, mi s-a părut incredibilă, Magi Tot. Da. Și, dar mie nu să cred că aveai 5 ani. Ba, în primul rând, sunteți primul actor pe care mi-l amintesc. Deja că aveam 5 ani și stăteam în Ferentar pe vremea aia și v-am văzut la televizor, erați împreună cu doamna Stella Popescu. Și făceați dumneavoastră cel mai bine și râdeam foarte tare. Eram și eu și fratele meu, avea 2 ani, nu mai ține nimic. Se râdea. Da, se râde și acum, dar ideea este că râdeam foarte tare și la 5 ani și la un moment dat m-am gândit că la un moment dat nu o să mai fiți. Adică ăsta e adevărul, n-am ce să fac. M-am gândit la chestia asta, că o să dispar așa, și am început să plâng foarte tare, am avut o criză de plâns. Și m-a găsit maica mea plângând pe fotoliu. Ce frumos. Wow. Pe mine nu vine să cred că asta la 5 ani, avei jur. Da. Da. Știu adică că aveam 5 ani că stăteam în Ferentar și la 6 ani am plecat de acolo. Asta e amintirea ta, prima este ta amintire. Prima amintire cu un actor. Și mă bucur că erați atunci celebrele revelioane și nu numai momentele de la televiziunea română cu Stella și Arșinel. Și aveam televizor alb-negru. Și râdeai și dintr-o dată te-ai gândit că s-ar putea să nu mai... Da, am zis că la un moment dat nu o să mai fi și... Mă duce gândul la o poveste care s-a dat pe televizor, un puști în America Latină, cred că, căruia i-a spus că nu mai vine Messi la echipă. Da. Ții minte. Când a început să urle, dar urla cu hohote și cu asta, presupun că ți-ai revenit între tine. Nu, că după aia am început să cunosc și alți actori. El a terminat actoria. Ai făcut teatru la cine? La maestru Florinzan Firescu, profesor de ani, și la grup am avut pe doamna Valeria Sitaru, Mice Rusu și doamna Magda Catune și Cristian Briciu, asistentă. Și v-am mai văzut odată, la 17 ani, la Tănase, unde jucați un rol de femeie și ați fost senzațională, să zic. Deci, doamna Stella Popescu era soțul și dumneavoastră era soția erați foarte nervoasă și mă uitam și zic, Doamne, nu pot să cred că erați atât de personaj, deci puteam să jur că sunteți femei și aveați o problemă, că și plângeați, că nu înțelegeați ce se întâmplă acolo. Bine, sala se tăvălea pe jos, absolut senzațional. Vă dați seama câți oameni ați inspirat? Eu cred că nu m-a inspirat, că nu m-am făcut femeie, dar Magi Tot s-a apucat de teatru, sau mulți oameni care s-au apucat și de meseria asta și pe câți oameni ați bucurat de-a lungul timpului, ceea ce cred că e cel mai important. Să încercați și apa, că e foarte bună. Cred că asta e cel mai important. Și mă bucur că v-am cunoscut. Mi-a făcut o mare plăcere și că din ce în ce mai rar persoane care își mai aduc aminte de noi, cei din generația veche. Eu cred că sunt foarte mulți care își aduc aminte, dar le e rușine să vină să vă spună chestia asta. Să vină. Dacă v-aș văzut pe stradă, n-aș fi venit să vă spună. Mă bucur că am avut ocazie aici. Mă bucur că mai și vă mai vede lumea la Tănase, nu? În continuare. Ce spui? La Tănase vă vede lumea în continuare. Așa sper. Așa sper. Nu, acum angajările la Teatrul Tănase depind de primar. Primarul general. Dacă el vrea să te angajeze, poți să mai vii, indiferent că ai 60 de ani de teatru acolo. Dacă nu, nu. Eu sper să mergem cât mai mulți ani. Este o onoare și pentru tine că stai lângă două personalități așa de mari. Mie mi se pare senzațional. Tu ai chiar foarte mare dreptate. Da, asta zic. Domnul Arșinel, de fiecare dată ne bucurăm când veniți. Să aveți grijă de dumneavoastră. Vă ținem pumnii. Sănătate multă vă dorim. Mulțumesc din suflet și îți doresc succese. Și ce faci acum? Acum sunt magician. Și l-am avut profesor pe maestru Retas, care a avut foarte multe spectacole la Constantin Tănase. Am fost prieten cu Retas. Vă mulțumim mult! Sunteți senzațional! Sănătate! Vă mulțumesc din suflet! Sănătate multă! Doamne!